Festivalul Internațional de Teatru Scurt și dacă am ajuns la acest număr mare, asta se datorează și prezenței dumneavoastră, an de an, la teatru, publicul iubitor de teatru, drept pentru care vă aplaud din toată inima. Festivalul Internațional de Teatru Scurt este un festival concurs. Eu mă bucur că Secretariatul Literar în general a auzit în ultimii ani înlocuit cu marketingul și mă bucur că totuși eu am adiat un secretar literar. Deci se recunoaște oarecum profesie. Și ne bucurăm să o avem printre noi și să o omagiem pe actrița Ana Dăunici. Ce folosesc toate întrebările astea unui psihiatru surmenat dintr-un spital de provincie? Bine ați venit în camera de tortură, doamna judecător! Drăguț din partea ta că m-ai primit imediat. Aha, ești o oază de liniște. Păi da, așa e el! Trebuie să recunosc că a fost întotdeauna cam ciudat. Oricum n-aș putea decât în weekend. Atunci vin cei mai mulți să călărească. Chiar avem nevoie de ajutoare. Dar mai ales la curățatul Ieslei. Nu mă deranjează. Povestește-mi ceva. Ce vrei să-ți povestești? Nu, orice. Spune-mi ce vrei tu. Ce-ți trece prin cap? Povestește-mi orice. A, povestește-mi despre cine. Zice tâmpenii. Ce? Ce ochi frumoși ai? De fapt, ea avea ochii frumoși. Da. Îi pui o întrebare. De doare zăbala? Da. Eu pui cu voce tare? Nu. Și el ce spune? Da. Și tu ce spune? Ți-o scot eu. Și el ce spune? Nu se poate scoate, ei m-au pus în lanțuri. Ca pe Iisus? Da. Numai că pe el nu-l cheamă Iisus. Nu. Acum îl cheamă el.